În câteva săptămâni, clopoțelul va suna din nou în unitățile de învățământ. Elevii care au lăsat temele de vacanță pe ultima sută de metri se pun cu burta pe carte, în timp ce micuții care au fost toată vara conștiincioși se bucură de zilele libere. Din 15 septembrie se vor trezi din nou dis de dimineață și cu ghiozdanele în spate își vor reîntâlni colegii și dascălii. Vor avea din nou teme de făcut și vor fi nevoiți să scurteze programul dedicat prietenilor de joacă și desenelor animate. Emoțiile sunt mari pentru cei care intră în clasa 1, în timp ce odraslele lor numără zilele rămase până la deschiderea școlilor. Părinții trebuie să treacă cu bine de cumpărăturile de început de an. Trebuie să achiziționeze rechizite, ghiuznane sau uniforme. Acesta, la fel ca ghiuznanul, este 42. Tot echipat. Tot echipat. Comercianții spun că prețurile rechizitelor nu au crescut în comparație cu anii trecuți, dar nici bugetele părinților. Astfel, mulți târgoviștani aleg să achiziționeze pe rând cele necesare școlarilor. Acum cumpără un ghiozdan și 10 caiete, iar până pe 15 septembrie vor bifa și restul listei. Pe rând, cumpărăturile pentru școală nu mai par atât de dăunătoare buzunarului. Pentru unul deocamdată. Veți mai face cumpărături de rechizite până la începutul? Da. 39,70 astea. Dar e o mică parte din ceea ce trebuie pentru un copil de a patra. Sunt aceleași prețuri sunt. Și bugetul părinților cum este față de anul trecut? Mai mic. Târgoviștenii cu venituri mici tot vor trebui să scoată 50 de lei din buzunar pentru a-și trimite copiii la școală cu câteva rechizite. Pot profita și de ofertele comercianților. Mulți târgoviștani se ghidează însă după zicala din popor, sunt prea sărac să-mi permite lucruri ieftine. Așadar dau mai mulți bani pe un ghiozdan care să îl țină pe copil tot anul școlar, în loc să cumpere din cele ieftine care nu rezistă prea mult. Mulți au înțeles că pot face economii doar dacă iau lucruri de calitate. Astfel plătesc 120 de lei pentru un ghiozdan sau 50 de lei pentru un penar care conține strictul necesar. Copiii sunt și pretențioși și vor achizita cu eroul de poveste preferat. Anul acesta, produsele care poartă imaginea celebrei Hannah Montana nu mai ocupă primul loc în preferințele fetițelor, în timp ce băieții nu au renunțat încă la Spider-Man. Asta cu 60 de file la 7 lei 60, o foaie bună, dar și o copertă așa mai de calitate. Pașuri de file avem la 3 lei 70. Mai puțin de o lună îi desparte pe elevi de începutul anului școlar, iar părinții au început deja să facă cumpărăturile de rechizite prin magazine. Anul acesta la modă sunt caietele cu copertă din catifea sau ghiozdanul ergonomic, care ține copilului spatele drept și în plus nu transpiră. Pot să îmi placă foarte, foarte mult și când o să fie o pauză, o să scriu. Comercianții se așteaptă ca rechizitele să se vândă ca pâinea caldă în apropierea începutului de an școlar. În plus, nu au ajuns încă în magazine manualele școlare.